noroi sau pe carosabil. Asta au de ales pietonii pentru a se putea deplasa după ce o porțiune din trotuarul de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală a fost demontat în totalitate și a devenit impracticabil. Unii pietoni se arată indignați că pentru a nu se umple de noroi, sunt nevoiți să meargă pe carosabil punându-și viața în pericol. Am ieșit din nevoie că mă duc la policlinic să-mi iau recet pentru pastile. Așa nu mai ieșim. Dacă nu mă las jos, m-am speriat. Perioada asta rece anului se apuce de reparații, dar asta e. Nu putem să mergem pe șosea să dea mașinile peste noi. De nevoie mergem așa. Nu-i bine acum pe timp de ploaie, de iarnă. Ar fi bine să facă vara. Păi să spună măcar niște scânduri așa din deal în vale, cumva să facă un podeț. Ce să facem? Adică din stai trebuie să facă, trebuie să îngrădească cumva de marginea drumului, să închidă o linie de transport, să treacă lumea. Nu, dar n-au când ei să gândească la lume. Ei n-au timp. Prin dezastru ăsta, cine să meargă? Eu am hotărât mai bine, o colesc 10 metri, îmi pun viața în pericol pentru o. Ce? E haos în orașul nostru. Asta chiar e, deja e culmea. Contactat pentru o reacție, pretorul sectorului Râșcani, Vlad Melnic, ne-a asigurat că problema va fi soluționată în următoarele zile, iar agentul economic responsabil de lucrările de reparație a pavajului va fi sancționat.